Bună seara și bine v-am găsit la cea de-a ediție a seriei Mofturi și Voturi, o încercare de a prezenta cât mai bine publicului din România motivele, programele și intențiile uh, participanților la alegerile parlamentare și prezidențiale. Alături de mine, așa cum v-am obișnuit în această serie, este Cătălin Gabriel Done, vicepreședinte alesga și doctor al Universității din Napoli. Cătălin, îți mulțumesc pentru timpul și expertiza ta. Și eu mulțumesc, Mihai, pentru timpul tău. Și în această, în această nouă ediție a seriei de, de Bubico președinte, îmi cer scuze, mofturi și voturi, vedem, de, vedem modul în care, după cum spunea aseară Cătălin Caragiale, se reinventează în viața politică românească de astăzi. Și după obiceiul nostru s-ar putea ca această caragializare să ajungă la nivel european. Deci, Cătălin, despre cine discutăm astăzi? Cine ți se pare un demn urmaș al aptitudinilor politice mai, să spunem, mai aplicabile în România decât de cele care sunt până ziua acum. De da, e, e, e deja de atâta caragiale. Din nou revin la ideea că această serie trebuia să fie numită altfel, dar mă supun votului majorității. Um, astăzi vom, vom vorbi despre unul dintre cei doi candidați de care eu am amintit la începutul acestei serii că se încadrează în uh, aliura și în postura uh, prezidențiabilului și anume vom vorbi despre președintele UDMR, despre domnul Kelemen Hunor, uh, pentru că domnia sa cred eu că merită extrem de multă atenție de, în această campanie electorală, atât pentru prezidențiale cât și pentru parlamentare, pentru că domnul Kelemen Hunor propune alegătorilor un program de foarte bun simț și, repet, un program cu adevărat al unui candidat la alegerile prezidențiale. Domnul Kelemen Hunor, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, deși știe că nu are o șansă reală de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Domnia sa reprezintă, dacă vrei, vocea rațiunii, cu adevărat, așa cum, așa cum se declară domnia sa, însă o vocea rațiunii constituționale. Eu mă declar din start un fan al nu al domnului Hunor, ci al programului domnului Hunor, din perspectiva. Uh, hai să spunem elaborării, și uh, din, din perspectiva limitelor constituționale pe care uh, acest plan uh, de bun simț, uh, cum, cum, cum se intitulează, îl, uh, îl, îl reprezintă. Uh, domnul Hunor uh, înțelege perfect. Atribuțiile prezidențiale, înțelege perfect um, alura funcției prezidențiale și uh, nu depășește în această campanie până acum, nu a depășit, uh, nu a depășit aceste, aceste limite. Uh, până acum uh, este poate singurul candidat la alegerile prezidențiale care nu a, prom nu a promis creșteri de pensii și salarii, care nu a promis uh, măriri ale ajutoarelor sociale și așa mai departe, ci pur și simplu, domnia sa uh, vorbește uh, ori de câte ori are ocazia de atribuțiile prezidențiale, vorbește de uh, modul în care președintele trebuie să apere cetățenii de uh, imixtiunea statului și de abuzul statului asupra asupra lor. Mi se pare un un, un candidat și un program extrem de uh, echilibrat. Uh, domnul Hunor ne demonstrează că înțelege foarte bine politica românească, deși este uh, acuzat că face jocurile Budapestei, că uh, joacă cumva cartea lui, lui Victor Orban nu este deloc adevărat și vom lăsa și în comentarii, în, în infoboxul la acest video, vom lăsa un link către, către, programul Rațiunii, un program al bunului simț, al domnului Hunor. Da? Despre ce vorbește domnul, domnul Hunor și îmi permit că am, am, în față câteva puncte extrem de, extrem de importante care mie mi se, par, mi se par de bun simț domnul Hunor uh, promite de la nivelul uh, poziției de candidat prezidențial ca până în 2035 autoritățile să fie obligate autoritățile locale să construiască 100.000 de locuințe care pot fi date în chirie de către statul român iată cum nu președintele dă case ci autoritățile locale trebuie să fie obligate să facă acest, acest lucru. Domnul, domnul Hunor vorbește de introducerea salariului bazat pe performanță și de introducerea salariului minim european. Iată, o altă atribuție a președintelui României, pentru că. Fac apel la ceea ce noi am spus în primul, în primul video, președintele României este cel care reprezintă statul român în raport cu instituțiile Uniunii uh, Europene, deci intră în atribuțiile președintelui și ale executivului bicefal să negocieze introducerea acestui, uh, acestui salariu, salariu minim european. Uh, mai, mult decât, uh, mai mult decât atât, domnia sa vorbește despre obligarea instituțiilor statului să plătească penalități pentru întârzieri dacă au datorii către cetățeni și nu doar invers, deci vorbim, iată, de o protecție a uh, cetățeanului în fața abuzului uh, statului uh, român. Uh, mai mult decât atât, dom domnia sa vorbește despre programarea digitală, un lucru pe care România și l-a asumat prin strategia sa de securitate și este obligatoriu ca statul român să se digitalizeze odată pentru totdeauna. Mai vorbește domnia sa de faptul că cetățeanul nu mai trebuie să fie considerat poștașul statului. Da? Un lucru iarăși de, de, bun, de bun simț. Și încă un lucru esențial, domnul să vorbește despre desfințarea instituțiilor care creează mai multe probleme decât să, să le rezolve. Și aici domnul să dă câteva exemple, prefecturile, trezorerii, agențiile fiscale regionale și așa mai departe. Deci vorbește de o, de o reorganizare a aparat, aparatului administrativ care, repet, intră în atribuțiile președintelui în măsura în care ele țin de performanța statului și de performanța dreptului de a trăi demn în, în România, de a practic ca instituție statului să nu mai să nu mai privească cetățeanul ca, ca pe un nimic da? ca pe o povară repet, nu cetățeanul lucrează pentru stat spune domnul Hunor, ci statul trebuie să lucreze pentru uh, pentru cetățean. Sigur, domnia sa mai vorbește de protecția drepturilor minorităților naționale, un lucru este un lucru, e un lucru așteptat, adică este clar. Vreau Dar să chiar am este singurul candidat. Trebuie. Atenție, este singurul Rău. candidat care vorbește de protecția minorităților și comunităților uh, naționale care compun Uh, compun uh, uh, populația, populația României. Nu am auzit până la domnul E Normal, restul, restul sunt, obi restul sunt o preocupați pentru a părea persoane apropiate de Cu toate de că România da, modernă. Cu toate că, da, că mare, o mare parte din români nu sunt creștini ortodoxi și trebuie să, uh, să fie un semnal clar transmis. Nu există o majoritate absolută ortodoxă în România. Sunt Și, și nici nu ar trebui să discutăm despre, exact. despre acest lucru, exact. pentru că în 1918 România modernă, România mare pe care o cunoaștem astăzi, a fost posibilă prin acordarea drepturilor, de drepturilor extinse minorităților conlocuitoare pe acest, pe acest pământ. Deci ar trebui să privim cu foarte multă admirație acest program al domnului Hunor, pentru că pentru prima dată, pentru prima dată, UDMR-ul nu mai este un partid al minorității și domnul Hunor nu mai este un candidat al minorității maghiare, și vine cu un program, iese din zona de, de confort a UDMR-ului și vine cu un program național, cu un program prezidențial național. Lucru pe care ar trebui să-l să admirăm pentru că în sfârșit UDMR a înțeles că nu mai poate juca, hai să zicem, cartea minorității, și se transformă într-un partid al, într un partid național. Da, scuze. Da, stau și mă gândeam. UDMR-ul, totuși, are și ambiția de a ajunge la guvernare. Totuși, udmr întotdeauna a încercat să facă parte din guvernări, o, având, o, având resurse umane destul foarte bune pentru un partid Foarte bine de, pregătite. Foarte foarte bine bine pregătite. pregătite. Trebuie, să, trebuie să spunem faptul că ministrii UDMR-ului, în orice guvern s-au regăsit, aceștia au fost unii dintre cei mai performanți miniștri ai guvernului ai Guvernului României prezența UDMR-ului la guvernare reprezintă de fapt și de drept o contrabalansare și o asigurare a faptului că nu asistăm la o, la o tiranie a majorității asupra, asupra minorității. Desigur, mai, -i. Desigur, mai vedem ce scuze, desigur, mai vedem și căutam, căutam, să văd câți ani a fost de la guvernare în, ultimii, peste, în ultimele aproape patru decenii de democrație românească, dar dacă Dar trebuie ne... să cauți cât nu au fost. Cât nu au fost, da, dar în orice caz trebuie să spunem că partidul. Mă rog, udmr nu este chiar un partid politic. udmr este o asociație. De multe ori statutul său a fost contestat de reprezentanții ai mediilor, să spunem, de care aparțin mediilor solide de dreapta din România. Au fost contestate, ca să nu spunem de extremă, extremă dreaptă neapărat. Au fost statutul lor și dreptul lor de a participa ca partid la aceste alegeri, nu ca alte uniunii specifice comunităților etnice, cum sunt Uniunea Democrată o, Turcă sau Uniunea Democrată a tătărilor turcomusulmani sau Uniunea Cehilor și Slovacilor poloneză. Mm -hmm. Trebuie să spunem că în Parlamentul României, în Camera Reprezentanților, sunt 19 mandate alocate minorităților naționale pentru 20 de minorități naționale, cehii și, Cehi și slovacii își mențin această unitate, măcar pe teritoriul României, uhum. își mențin această autoritate și chiar Chiar vreau să te întreb dacă, cumva, să spunem, acest binom al naționalismului, nu știu cum să zic, că udmr au se regăsește și în campania actuală. Uh, este extrem de. Um... Extrem de dificil să spunem că vorbim de uh, un binom, ci mai degrabă vorbim de o antiteză politică între UDMR și, uh, și AUR. De ce? Pentru că AUR, fiind un partid ultranaționalist, cu valențe protecționiste, întotdeauna a căutat să provoace dezordine și dezbinare în comunitățile în care maghiarii sunt majoritari, să, să spunem. Dar, cu toate acestea, pe mine mă bucură faptul că cetățenii români, etnicii români, nu s-au nu s-au lăsat păcăliți, nu s-au lăsat duși după, după, această, după această fentă. De ce spun asta? Băi avem cel mai grăitor exemplu la Sfântul Gheorghe când pentru prima dată într-o sută de ani comunitatea românească nu are niciun reprezentant la nivelul, la nivelul administrației locale. De ce? Pentru că inclusiv etnicii români au votat candidații UDMR-ului la alegerile, la alegerile locale. Avem exemple la nivel județean, în care românii votează cot la cot cu, cu maghiarii, și așa mai departe. Deci, cumva, la nivel local, această dezbinare nu există. Există o dezbinare la nivel central, la nivel politic, dar aceasta o sesizăm doar în preajma alegerilor. UDMR-ul, exact așa cum ai, mențin, cum ai menționat și tu, este considerat conform legii o uniune culturală, nu un partid, nu un partid politic. Asta, deci toată lumea se întreabă cum reușesc maghiarii să obțină în jur de 20-30 de, de, de mandate în Parlament. Păi este foarte simplu. Electoratul maghiar este un electorat foarte disciplinat. Și disciplinat în același timp, reușește să, să participe și să iasă la vot pentru a-și trimite reprezentanții în Parlament, sunt extrem de. Este un electorat civic. Dacă, 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 îmi permit să spun, să spun asta, și un electorat extrem de unit care știe să își, să își reprezinte, să -și reprezinte interesele, interesele, politice și, și sociale. Spre, în, 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 contrapartidă, da, spre deosebire de celelalte, de celelalte minorități care cumva se au reușit să se integreze mai bine în, în majoritate. Lucrul acesta s-a datorat și faptului că. s-a datorat și presiunii din timpul comunismului și. Exact, și, a și presiunii. Dar și datorită datorită numărului extrem de mic de membri ai, da. acestor, ai acestor comunități. Totuși, pe teritoriul României vorbim de aproximativ un milion, un milion și jumătate de etnici maghiari. Deci este, o, este, dacă nu prima, poate a doua cea mai... Cea oricum, mai... Ar, ar trebui să subliniem și, este, conform este prima, conform statisticilor oficiale ale statului român... Da. Da. Dar vreau să spun, ar trebui să subliniem și vreau să te întreb Cum vezi tu această, nu știu cum să formulez Bipolarism politic românesc în, în sensul că domnul Ciolacu are de primul relație extrem de bună cu domnul Orban Dar are o relație bună și cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană Care nu au o relație atât de bună cu domnul Orban Și care este influența Budapestei asupra UDMR-ului Asupra UDMR-ului nu știu dacă există o influență chiar atât de mare, um, pentru că am observat lucrul acesta de când UDMR-ul a, a ieșit de la guvernare și a refuzat să, um, să gireze, da, să acorde încredere unui plan de guvernare extrem de toxic pentru, pentru România. UDMR a jucat rolul de mediator între România și Ungaria și l-a jucat chiar foarte bine. Să ne aducem aminte de toate acele tensiuni diplomatice dintre România și, și Ungaria, pe care UDMR a reușit cu foarte mare abilitate și cu foarte mult ștaif politic să le, să le, să le, să le reducă și să asigure un, un, dialog, un dialog onest, un dialog de bun simț între București și Budapesta. Mai mult decât atât, domnul Kelemen Hunor și nu numai, toți liderii, toți liderii UDMR-ului au, au, reprezentat un liant între, între conducerile politice de la, de la București și de la Budapesta dar și un liant al comunicării dintre uh, guvernanți și, uh, și teritoriul uh, și teritoriul propriu zis pentru că în ungurime între ghilimele da, mesajul guvernanților ajunge foarte foarte greu și uh, inclusiv domnul Hunor spune acest lucru în, uh, în, în această campanie este trist Că cetățenii României nu cunosc limba română și nu cunosc limba română nu pentru că nu ar dori să o vorbească, ci pentru că nu avem profesori calificați care să meargă în fiecare sat în care există o școală și unde majoritatea populației este maghiară, care să explice, să învețe copiii limba română, să învețe despre literatura, despre limba și literatura română și așa mai departe. Și atunci ne întrebăm de ce ajungem să avem să avem cetățeni români care solicită să dea bacalaureatul în limba maternă, în limba maghiară, de ce merg la secțiile de limba maghiară ale universităților din România și așa mai departe. Acesta este, acesta este motivul. Problemele pe care. Etnicii maghiari le au în România, sunt aceleași probleme pe care și etnicii români le, le au. Ei nu trebuie să nu ne imaginăm că ei trăiesc mai bine sau trăiesc mai rău decât uh, decât noi românii sau decât polonezii din România. sau. Uh... Bine, trebuie să ne, să ne aducem aminte și de acele episoade mai puțin plăcute din istoria comună română-maghiară, mă refer la și 90, evenimente aparent organizate de anumite structuri ale cointeresate în crearea unui climat. de, climat de, de, de insecuritate, în și... exact. În condițiile, Iugos în condițiile Iugoslaviei de atunci, deci a fost, a fost un glonț care abia ne a trecut pe la ureche, mm -hmm. să nu uităm. Dar asta suntem în Uniunea Europeană. Asta suntem în. Da, asta Europeană. am vrut să spun totuși, întotdeauna când vorbim cu alți persoane din alte spații dăm exemplu cum Românii și ungurii au reușit să îngroape securea războiului. Și România este, este extrem de apreciată că, la nivel european este, de, de, de politică pe care pe că care. Ne -au de este adevărat că rețeta de curto școlo aceste, da. dacă, și <laughs> trebuie întoarsă, și au fost încercări de asumarea paternității tunelelor de, de, sub Bucegi, dar lăsând la o parte aceste glume amare, cum, cum, am, putea, cum am putea vedea totuși o, o consolidare, o, o revenire totuși a udmr la guvernare, pentru că totuși ar fi un semnal clar al democrației care există în această țară, pentru că totuși o alternativă să nu, să nu avem iar un, o alianță care să fie stabilă cu orice preț, după cum aparent mergem, alianța bolojană, adică avem deja de-a face cu, după cum spuneam și ieri. Uh. Am să răspund la întrebarea ta, dar da. aș reveni rog. puțin la cea anterioară și te am rog, că te rog. influența, nu, nu, nu e nicio problemă. Influența uh, Buda peste asupra UDMR-ului este fix aceeași influență pe care Buda peste o are și asupra celor altor partide din, uh, din România. Um, eu am, uh, am, urmărit foarte mult și în trecut la ESGA noi ne-am ocupat de problema minorităților naționale și vreau să-ți spun că de când domnul Kelemen Hunor a, a preluat șefia UDMR-ului, cel puțin la întrunirile de la Tujna, la școlile de vară de la Tujna, la care Victor Orman a participat, am văzut o poziție mult mai temperată în ceea ce privește autonomiile teritoriale, în ceea ce privește um, drepturi extinse pentru minoritatea maghiară în comparație cu celelalte minorități. Um, deși investițiile statului maghiar în, în județele uh, cu populație maghiară numeroasă, sunt, sunt, extrem de consistente, dar nu este vina statului, nu este vina statului maghiar. Eu am transmis de fiecare dată când am avut ocazia celor de la putere că dacă vor începe să investească în aceste regiuni, niciun maghiar din România sănătos la cap nu ar spune că își dorește ruperea ardealului sau că își dorește să plece din țară. Vorbim de, de. Repet, exodul cetățenilor români din România înspre Occident nu i-a ocolit și pe maghiari. Sunt foarte mulți maghiari din România care lucrează la Budapesta, sunt foarte mulți maghiari din România care lucrează în Italia, care lucrează în Franța, care lucrează în Germania. Deci, uh, ideea asta uh, că. Domne, trebuie exclusul de mereul din viața politică românească pentru că vor veni ungurii să ne fure Ardealul, să ne cum să-l ia. Hai să ne hai să ne imaginăm. A fost, a a fost, a fost o serie de a, a fost o serie de anchete privind achizițiile mai mult sau mai puțin dubioase ale de terenuri. De acord, sunt de acord cu tine, dar vor veni să ia terenul în spate, îl vor pune într-un sac și Domnule, vorbim despre o achiziție, vorbim despre achiziții legale de terenuri agricole, de patrimoniu. De... Acum ai mai provocat un pic și voi devia, voi devia puțin subiectul. Da. Nu e vina UDMR-ului că știu să știe să apere, să apere interesele edicilor maghiari. Ce a făcut România cu domeniile goșdu la Budapesta? Acolo erau interesele statului român. Ce face statul român să apere interesele cetățenilor români oriunde aceștia s-ar afla în această, în această lume? Adevărat, nu putem, nu putem să reproșăm uh, statului maghiar că își apără. Deci, eu aș vrea fără un, fără un fără partid, ca să revin la întrebarea ta, uh, să închei și să revin la întrebarea ta, eu aș Vre. vrea ca toate partidele tradiționale din România, PNL, PSD, USR, să învețe de la UDMR să-și respecte cuvântul dat și să apere interesele cetățenilor care, care i-au votat. Punct. Revenind, revenind la, la întrebarea ta, o revenire a UDMR-ului la guvernare, după cum a spus și domnul, domnul Kelemen Honor, este posibilă, dar doar în anumite condiții. Uh, și acele condiții mie mi se par de foarte mult bun simț. Pentru că vorbim de o reducere a cheltuielor bugetare, de o reducere a aparatului de stat, de reforme profunde, de dezvoltare regională, de abandonarea unor ambiții politice prostești privind reorganizarea teritorial-administrativă a României, fără un studiu de impact real de atragerea de investiții europene, de atragerea de fonduri europene, de relansarea proiectelor pentru PNRR. Deci sunt niște condiții pe care, pe care udmr și domnul Hunor le, le pun partidelor tradiționale pentru acordarea sprijinului în Parlament. De altfel, udmr vorbește în această campanie pentru alegerile, pentru alegerile parlamentare pentru prima dată în premieră de poziționarea României pe primul loc. Acesta este sloganul uh, sub care UDMR-ul candidează atenție, în toate județele din, din România uh, acesta este sloganul România pe primul loc și despre asta, despre asta vorbesc candidații UDMR, vorbesc despre relansarea Planului Național de, Rezi de Redresare și Reziliență, vorbesc despre relansarea programului investi investițional Angel Salini uh, și uh, cumva uh, re remodelarea acestuia și a condițiilor de eligibilitate pentru că în momentul de față planul angel Salini reprezintă de fapt și de drept o mită, o, o mită legală a guvernului pentru, pentru primari vorbesc de dezvoltare regională, vorbesc de dezvoltarea comunităților comunităților din țară care n-au beneficiat până acum de, de, de investiții majore, vorbesc despre o redimensionare a aparatului statului român, aparatului buget dar și așa mai departe. Deci, cumva, planul, plan, propunerile, planul politic al UDMR-ului vine să, să susțină programul politic prezidențial al candidatului Kelemen Hunor. Este, dacă dacă îmi permit să spun așa, este exact ceea ce le lipsește celorlaltor partide: un plan prezidențial și un plan parlamentar care să meargă mână în mână și care să ofere o, o, o alternativă, o să ofere o variantă coerentă și concretă din punct de vedere politic cetățenilor români. Și pe mine asta mă, mă surprinde într-un mod extrem de plăcut că mesajele UDMR-ului din această campanie electorală nu sunt, nu sunt mesaje adresate doar în limba maghiară și doar etnicilor maghiari, ci sunt uh, mesaje adresate tuturor cetățenilor României și sunt două planuri, două proiecte de țară care, dacă ar fi aplicate, eu m-aș bucura, sincer, m-aș bucura și cred că domnul Kelemen Hunor nu s-ar supăra dacă PNL, PSD, USR ar fura planurile din aceste din aceste propuneri Deci vedem în... că UDMR-ul devine un partid sau tinde să devină un partid național, un, un partid care de se adresează tuturor românilor. A făcut acest a, fă, a făcut încrențe. acest lucru și în campania pentru europarlamentare și pentru locale. De altfel, în campania pentru europarlamentare a fost singurul partid care n-a vorbit de pensii și salarii. A fost singurul partid care a avut un proiect, a avut un, a adus o campanie cu adevărat pentru alegerile europarlamentare. Pentru că au vorbit despre politica agricolă comună, au vorbit despre salariu minim european, au vorbit despre planul social european și așa mai departe. Eu, sincer, dacă aș avea ocazia vreodată să, să mă întâlnesc cu domnul Hunor, să discut cu, cu liderii UDMR, eu aș întreba dacă vreunul dintre cele trei mari partide din România s-au consultat cu cu atunci când, când România a făcut propunerea pentru funcția de comisar european. Cu siguranță că cu nu. Cu siguranță pentru nu, că... pentru că cu siguranță nu, pentru că cred că repet, revin la asta, lumea acum o să mă acuze că fac, fac campanie. Nu, te rog, nu este o discuție liberă. Dar că cred că vocea să... rațiunii ar fi vocea rațiunii ar fi, ar fi până la urmă și cu siguranță și domnul Bolojan ar putea să colaboreze cu DMR-ul, având în vedere experiența de la nivel local. Deci fi... experiența de... a... și, co... și, colaborarea la nivel, la deci nivel fi, local. Deci, ar fi, deci, deci ar fi un premier a patru partide, vedem, nu numai a trei partide, deși eu de mereu cred că l a susține pe domnul Bolojan. Eu sunt de de sigur de acest, acest da. de acest Da, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru această participare și pentru experiențele uh, tale. Uh, și, din nou, pentru cei care nu primesc, îi invit să uh, lase comentarii, uh, pre completările, contraargumentele Și ideile pentru noi uh, posibile, uh, ediții speciale sau ediții obișnuite ale podcastului Politica Fără Zahăr De asemenea, vă invit să vă abonați la canalele ESGA pentru a vedea edițiile anterioare ale podcastului Politica Fără Zahăr Ale seriei Mofturi și Voturi, ale seriei dedicate alegerilor prezidențiale și și referendumului constituțional din Republica Moldova, dar noi și ne votăm. Și, desigur, să vedeți podcastul de limba engleză, moderat de către Cătălin, de EU Spectator, unde veți putea înțelege mai bine impactul Uniunii Uni Europene asupra noastră a tuturor. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru experiența ta și ne vedem bine seara. Mulțumesc și Mihai.